Bine ați venit la o atenție, să zicem mai bine zis, al tranzitului lui Marte acum până pe 28 decembrie când va trece în săgetător. Cei care veniți aici, vă rog frumos să vă uitați pe harta voastră Astrologia Vedică, Ascendent și Semnul Lunii. Aici vorbim de Astrologia Vedică. Fiecare dintre voi aveți un tranzit, tranzitul respectiv se va face într-o anumită casă a voastră, numai prin astrologia vedică. Pentru că au venit foarte mulți din astrologia western. Este cu 23 de grade diferență, deci vă rog să vă uitați foarte bine pe hărțile voastre, vă rog să mergeți. Pe harta respectivă să vedeți despre ce este vorba, unde se află Marte al vostru, unde se află semnul lunii, vă puteți pur și simplu face harta respectivă cu un creion și o bucată de hârtie. Voi explica acum de ce am venit cu acest mesaj. Marte în tranzit. Marte este acum în Scorpion. Scorpionul este guvernat de Marte și Chetu, ceva ce ține și de. Viața anterioară, dar și ceva nefast care se întâmplă, karmic, trebuie să se întâmple ceva. Cum puteți atenua? În primul rând, nu uitați că Marte este foc, sânge, roșu, lumina roșie, culoarea roșie. Aceste lucruri au o semnificație și astro. Vastu, pentru că toată lumea încearcă să facă niște rectificări în casă, Vastu, nimeni nu vine să recitească sau să facă, de fapt, acel webinar pe care l-am dat. Vor fi foarte multe lucruri de învățat, proprii, personale. Am venit pe acest canal pentru a vă învăța lucruri care să vă folosească. Cei doritori, îi rog să meargă să-și vadă harta natală. Nu veniți cu comentarii, pentru că, sincer, nu pot să dau în fiecare zi răspuns la 200 de mesaje sau chiar mai mult. Asta înseamnă ca eu să stau pe telefon sau pe YouTube pentru a vă da răspunsuri. Sunt foarte clare explicațiile. Nu le înțelegeți, le revedeți și le revedeți. Până veți înțelege. Cum am spus chiar și pe celălalt canal de tarot, când doriți să atenuați foarte mult activitatea lui Marte, ceva nefast, vă rog să faceți o donație de sânge sau o analiză de sânge. Nu pentru că vă trebuie o analiză de sânge, ci pur și simplu pentru că trebuie să atenuați efectul lui Marte. Este cel mai simplu lucru. Pentru că este foc. Tranzitul lui Marte. Aici nu voi face tranzitul în funcție de ascendent, ci în funcție de semnul lunii, pentru că este foarte puternic. Și cel mai bun tranzit este în poziția a 3, a 6, a 11, care va aduce noroc și rezultate pozitive. Dar, din poziția lunii, în poziția a doua, a patra, a cincea, a șaptea, a opta, a noua și a douăsprezecea, este mai puțin favorabilă. Și acum vom trece aici să vă explic care este de fapt acțiunea. Vreau să fiți atenți pentru a nu veni cu întrebări și multe nelămuriri. Luați o bucată de hârtie, vă desenați pur și simplu harta voastră, cei care aveți o aplicație, vedeți în ce semn zodiacal este luna și puneți efectiv cu semnul zodiacal pe care îl aveți în prima casă. Pentru că în funcție de lună vom spune casele, poziția respectivă unde va afectează. De ce am pus aici 8? Pentru că voi spune din prima casă astrologică a scorpionului. Și atunci când tu ai luna în scorpion, înseamnă că prima ta casă în care este Marte acum pe tranzit este în prima casă. Dacă tu ai luna în balanță, atunci. Pentru tine te vei uita în spatele tău? Pentru că Marte este în Scorpion și asta înseamnă în casa 12. -a. Deci luați fiecare în parte harta voastră personală în funcție de semnul lunii. O desenați după ce ați desenat-o, puneți aici unde aveți, să zicem că aveți aici luna în taur. Puneți doi. După care mergeți 2, 3, 4, 5, 6. Sunt semnele zodiacale. Dacă tu ai luna în taur, față în față cu tine va fi scorpionul. Deci cei din tauri veți avea afectată casa șaptea. Și veți merge specific pentru fiecare în parte. Vă voi arăta încă ceva care ține și de vastu. Și vom merge specific să vedem despre ce este vorba. În prima casă, dacă tu ai luna în scorpion, și efectul este de fapt în scorpion, pentru că Marte se află acum în scorpion, până pe 28 decembrie, când va trece în săgetător, aici posibil să ai pierderi monetare. Să se încetinească un pic succesul pe care îl ai, dar va trebui să te ții foarte serios de muncă și să nu ai încredere în nimeni pentru că adversarii tăi, față în față cu tine, partenerii de afaceri, îți pot crea o problemă. Dacă știi să conduci ceea ce trebuie să conduci și prin excelență ești corect, totul va fi perfect. Vom merge mai departe. După această imagine, care sunt și efectele pe care le au în funcție de punctele cardinale. Dar mai întâi de toate, va trebui să vă explic aici, în funcție de fiecare casă, ce aveți. Deci, când Marte tranzitează, deci Marte tranzitează din casa a doua a lunii. Asta ar însemna că dacă tu ai luna în săgetător, înseamnă că va fi în poziția a doua. De ce? Pentru că tu, întotdeauna când numărați o casă, numărați inclusiv casa respectivă. Deci, cei care <coughs> aveți scuzați, tusea, cei care aveți luna în săgetător, atunci marte tranzitează casa voastră a doua. Vedeți în ce semn zodiacal este acea casă pentru voi? Semnul scorpionului, ce, ce se întâmplă acolo? Casa a doua întotdeauna are de-a face cu banca, are de-a face cu uh, probleme financiare ale familiei. Le aveți aici, averea familiei față în față, dar pentru că aici aveți. Semnul săgetătorului. Eu vă spun că, în funcție de săgetător, casa a doua va fi scorpionul. Ar trebui să fiți un pic mai adunați cu banii. Nu am un transcript în fața mea, deci pur și simplu vă spun ceea ce văd de aici. Posibil, din cauza emoțiilor, să nu-ți poți controla emoțiile și înseamnă că. Poți distruge o relație de la, niște, de la niște chestiuni foarte mărunte. Deci fiți precauți, pentru că casa a doua vă arată că e posibil să aveți un accident acasă. E posibil să ai ceva acasă sau posibil să ți se întindă o situație problematică pentru a nu reuși să strângi niște bani sau să <coughs> fii încurajat mai mult sau mai puțin într-un sistem de viață haotic al casei. Este ca și cum în loc să stai acasă să gătești, mergeți afară, dar este un sistem haotic pe care îl faceți, un scenariu pe care îl faceți în fiecare zi, cum să vă petreceți timpul, și până la urmă întâmpinați niște obstacole, dar obstacolele respective sunt pentru că în voi nu aveți timp de voi. Casa a doua ține de familie, ține de uh, faima voastră ca om, pentru că este fața. În momentul în care aveți luna în Capricorn. Luna în Capricorn înseamnă că în fața Capricornului, vedeți, Capricorn, în fața Capricornului va fi Scorpionul, a treia casă. Aici înseamnă că aveți noroc, că aveți foarte multă energie, că frații voștri mai mici posibil să câștige niște sume importante sau să le meargă bine la serviciu, Nu înseamnă că nu vă merge și vă bine. Aici va trebui să aduceți mai multă transparență, răbdare, calm în viața voastră, pentru că deveniți foarte energetici. Și este cea mai bună perioadă în care puteți să scoateți bani din mai multe surse. Aici, dacă aveți de-a face cu proprietăți pe care le închiriați, este foarte bun pentru că veți închiria, veți vinde pământ. Aici se extind toate perspectivele în afaceri, mai ales prin comunicare. Și aici îți capeți încrederea cu alte cuvinte. Dacă aveți luna în vărsător, atunci Marte tranzitează în casa patra, E posibil să te confrunți cu negativitate, cu dificultăți, cu ceva ce ține de casa ta, posibil pentru unii dintre voi să aveți probleme chiar cu construcția unei case, chiar și cu mașina, pentru că ține de casa a patra, evitați certurile, mențineți o relație frumoasă. Înainte de a vorbi, este bine să vă măsurați cuvintele pentru a nu răni pe cineva și a vă face dușmani. Iar în Casa a Patra, întotdeauna vă spune să nu consumați ceva care uh, vă aduce probleme de stomac sau probleme fizice. Vă recomand foarte mult cei care veniți la mine, nu Mancealis aici. Cei care aveți luna în pești. Deci, din pești, dacă numărați 1, 2, 3, 4, 5, casa 5 -a va fi scorpionul. Aici o aveți ca desen pentru a vă arăta că prima casă începe de la O, pentru că Marte este acum în scorpion. Dar voi puteți să faceți desenul respectiv în funcție de casa voastră. Deci, cei care sunt cu luna în pești. Casa 5. Atunci când tranzitează Marte în Casa 5, nu este tocmai cel mai bun benefic, pentru că întotdeauna în Casa 5 spunem că avem uh, câștiguri financiare, uh, speculații, uh, genul acesta de, de, de energie. Ei bine, acum nu este chiar la fel. Va trebui să fii foarte precaut, pentru că e posibil temperamentul tău să se schimbe, să ai necazuri cu cei dragi, cu cercul de prieteni, cu relația cu partenerul tău să se deterioreze, să nu fii mulțumit de partenerul tău, pentru că în Casa a cincea este iubitul, iubita ta. Posibil să aveți discordie conjugală datorită copiilor, pentru că este casa 5 a cincea și e posibil să se depășească ceva acolo și poate chiar o criză financiară pentru că vă trebuie niște bani suplimentari și asta înseamnă că va trebui să fiți precauți în gestionarea banilor. Asta ar trebui să aveți în casa 5 a cincea, pentru a a încerca din nou să atenuați este bine să donați, dar să donați și celor nevoiași. Cei care aveți luna în berbec înseamnă că moarte tranzitează în poziția a șasea. Aici este favorabil pentru voi, este de bun augur pentru voi. Dacă plănuiți să schimbați locul de muncă, vă așteaptă o oportunitate la care nici nu v-ați gândit. Luați o decizie înțeleaptă, evaluați corespunzător și cu siguranță veți avea o abordare optimistă, atât la munca voastră proprie, dar și ceva care. <coughs> scuzați, vă atrage într-o nouă carieră. Aici veți avea câștiguri financiare. Pentru că este favorabilă poziția respectivă a lui Marte. Aici vă transmite un flux de energie mai mare. Și nu risipiți energia. Nu dați energia celorlalți pentru că nu vine în fiecare zi acest lucru. Și aici este posibilitatea de a atrage un loc de muncă foarte bun, de a obține acel loc de muncă. Aici este bine să ascultați Hanuman Chalisa și să-l rugați pe Hanuman, mai ales marțea când este ziua lui Marte și a lui Hanuman. Veți avea câștiguri financiare. Cei cu luna în Taur. Vedeți? Este inversul. Va fi în casa șaptea. Deci, dacă eu pun aici taur în față, înseamnă că optul acesta al scorpionului va fi aici. Aici există un haos în relațiile tale și cu rudele tale. Aici este răutatea, discordia, invidia. Uh fie din partea părinților tăi, fie din partea partenerului tău. E un fel de a fi distras din ceea ce faceți pentru că toată lumea vrea să vă distragă din acel lucru, iar voi deveniți impulsivi. Aici sunt acuzațiile false, trădările din partea oamenilor în care aveți încredere, așa că nu vă mai dezvăluiți secretele, mai ales la oameni care îi cunoașteți pentru prima dată. Este un fel de a avea o armură împotriva celorlalți, ți-o faci singur, va trebui să-ți faci acel, acea armură, va trebui să ai grijă de stomacul tău, de ochii voștri, pentru că aici este efectul care vine din casa șaptea. Posibil să aveți o problemă minoră. Dar este o, o, în același timp și o oboseală mentală. Dacă eventual dorești să atenuezi pentru că ai de -a face cu casa a șaptea, casa a șaptea întotdeauna este guvernată invizibil de Venus, relațiile, atunci ar fi bine să cumperi un cadou unei femei de o ocazie specială. Faceți un cadou unei prietene bune, ceva, pentru că veți atenua cât de cât acel ceva. Când Luna este în gemeni. Asta înseamnă că Marte tranzitează casa 8. Deci, Marte va tranzita, cu alte cuvinte, în propria lui casă a 8. Va avea un impact negativ. Nu vreau să vă duc cu ce e și ce nu e, va trebui să fiți precauți. Mai ales în privința sănătății. Casa 8 are de-a face cu longitivitatea. E posibil aici să faceți alergii, de la alergii culinare, deci să mâncați ceva care să, să aveți niște energii nefaste. Sau posibil să aveți o deficiență de vitamine în organism și să faceți un mixt de vitamine, de medicamente și să aveți, de fapt, să depistați că aveți o alergie. Aici este o otrăvirea sub orice formă. Aici trebuie să faci controle de sănătate, pentru că nu vine de la ceva care a fost înainte, ci vine pur și simplu de la ceva care ați făcut-o voi în rutina voastră și s-a declanșat. Aici este, ești predispus să ai răni, intervenții chirurgicale. Aici trebuie să te abții de la obiceiurile cum ar fi alcoolul și fumatul. Deci trebuie să vedeți unde merge la voi, ce trebuie să vedeți, <coughs> care este, de fapt, reacția pe care o va face pentru voi, pentru fiecare în parte. Pentru că există șanse să aveți, să, să aveți de-a face cu ceva la care nu vă așteptați, pentru că aici sunt întâmplările pe care nu le așteptați, sus, jos. Ce e bine să faci pentru casa opta? E bine să donați la fermieri și în fonduri uh, ale oamenilor, uh, al, uh, instituții de armate, poliție, genul acesta. Și încercați pe cât posibil să fiți taciturni și să nu intrați în certuri. Pentru că este primul lucru pe care îl veți auzi aici. Atunci când luna o ai în rac, vei tranzita Casa Noua. E posibil să ai niște obstacole de succes. Va trebui să muncești foarte mult pentru a excela și a ajunge succesul respectiv. O povară mare te copleșește. Există șanse mari de a suferi de indigestie, dureri de colică, bilă, tulburări de aciditate. Te vei simți slab în privința carierei e posibil să te simți inconfortabil pentru că lucrezi foarte mult și parcă te simți ghinionist. De ce? Pentru că casa nu are de face cu norocul și în momentul în care va fi Marte acolo înseamnă că te simți ghinionist. Dar dacă depui efortul respectiv, vei dovedi și vei ajunge la succes. Dacă depui acel efort maxim. Și este bine să nu interferezi foarte mult acum cu persoanele apropiate și cu prietenii. Pentru că asta îți va cere. Când luna este în leu, înseamnă că pentru tine activitatea lui Marte va fi în Casa 10. Din nou va crea obstacole. Dacă sunteți precaut cu adversarii, vă va ajuta. Și asta înseamnă că vă împiedică să nu vă facă chiar și o imagine proastă în fața celorlalți. Pentru că ei își vor pune capcanele respective și pentru a te confrunta cu eșecuri și dezamăgiri. Iar aici este posibil să aveți și mici probleme cu sănătatea. Deci sunt niște efecte mixte, de fapt. Posibil pentru unii dintre voi să. Să aveți de-a face, să vă confruntați, cum s-ar zice, cu politica biroului sau politica locului de muncă. Nu vă descurajați din cauza eșecului sau rezultatelor nesatisfăcătoare, ci depuneți efortul maxim pentru că mai devreme sau mai târziu va aduce rezultate productive, și mai ales după 28 decembrie, când va intra în săgetător. Atunci vom vorbi de alt tranzit. Dar, ce vă recomand, mai ales atunci când este vorba de casa 10 -a în tranzit? Vă recomand să faceți o donație de sânge. Când luna este în semnul fecioarei, înseamnă că Marte tranzitează în casa ta a 11. -a. Deci luna, încă o dată spun semnul lunii. Oameni buni este cea mai bună poziție văzută vreodată. De ce? Pentru că aici Marte este în casa 11 și cum spuneam la început pozițiile favorabile, aici viața ta va obține rezultate supersonice. Te vei simți fericit, îți va aduce câștiguri financiare, vei avea faimă în societate, un nume bun, un impuls și un prestigiu extraordinar de bun. Aici vă dedicați sănătății corporale, este ameliorarea problemelor trecute, multe oportunități vor bate la ușă, deci nu fi leneș. Este timpul să folosești toate oportunitățile posibile, pentru că te vei bucura de gustul veniturilor suplimentare. Aici vei face investiții semnificative în proprietăți de ce? Pentru că Marte are de a face cu pământ cu imobil sau acțiuni, fiți atenți la acțiuni, pentru că acțiunile virtuale are de, au de a face și cu Rahu. Dar aici veți face bani foarte buni și este foarte binevenit și favorabil, se va dovedi cel mai bun timp norocos pentru voi. Și un remediu foarte bun este să porți cât mai multe haine roșii pe tine, pentru că vei atrage acel lucru. Și am ajuns și la luna în balanță. Poziția Lunii în Balanță va fi în casa 12-a. Deci dacă vă uitați de aici, întotdeauna vă uitați care e poziția a 12-a mea. Păi este zodia din spatele tău. Aici e posibil să aveți niște momente dificili, dificile, s-ar putea să întâmpinați niște probleme de sănătate, pentru că casa 12-a de obicei are de-a face și cu spitalizare, dar îți trebuie și o dietă mai bună, un exercițiu, un regim adecvat, E un fel de a avea grijă suplimentară a sănătății tale, pentru că asta ți-aduce. E, e, e posibil să aveți niște probleme oculare, ale urechilor, dureri musculare, dureri de picioare. Se va schimba situația respectivă în curând, dar va trebui să ai grijă de sănătatea ta. Pentru că îți va aduce și energie pozitivă. E posibil să-ți aducă noi oportunități în carieră, mult mai bune. E posibil să-ți aducă călătorii în străinătate pentru că ai de-a face cu Casa 12 -a, sau pentru o educație uh, la care ți-ai dorit foarte mult. Dar fiți precauți atunci când întâlniți și interacționați cu oameni noi pentru că veți avea de face cu oameni care vă pot înșela. Sau vă pot folosi greșit în viitor. Nu criticați pe nimeni, mai ales când vorbiți de cei dragi, pentru că va avea o interacțiune dură și o oglindire asupra voastră. Cine încearcă să rupă o relație, vă comportați calm și liniștiți. Ce vă recomand aici este să cultivați plante sfinte și să vă rugați în mod constant. Deci, dacă nu am dat la primele, cred că a fost la primul sau al doilea, la prima casă, în majoritate este bine să nu fiți izolați de ceilalți, să ascultați Hanuman cealiți sau cei care doresc. Cei care aveți luna în scorpion, este bine să aveți în casă rodie rodie. Este foarte bun în casă pentru că vă aduce acum prosperitate și vă ameliorează niște efecte. Cei din casa a doua este bine să dați de mâncare animalelor sălbatice, oricare ar fi ele, faceți o donație. Cei, din ca, cei care, am spus la casa a treia, este bine să nu stați în izolare, să stați cu ceilalți și cred că de la casa a patra deja am început cu Hanuman și și am mers mai departe pe uh, efectele respective. Și acum haideți să mergem aici să vă arăt de fapt ce semnifică fiecare în parte astrovastu pe direcții. Când afectați prima casă, când afectați a doua casă, când afectați a treia casă, va trebui să înțelegeți că Ceea ce vedeți voi aici, pozițiile cardinale, le afectați. Deci le suprapuneți cu alte cuvinte. Vă duceți, vă faceți harta voastră în funcție de lună, după care mergeți să puneți punctele cardinale și veți vedea ce se întâmplă pentru fiecare în parte și ce afectați în poziția cardinală. Mai multe relații despre pozițiile cardinale, mai multe informații ce reprezintă pentru fiecare parte, le veți găsi pe cursul Vastu care este pus pe Vimeo. Vociferările că sunt plătite cursurile respective sunt pentru cei care vor într-adevăr și vor la nivel personal să știe acele lucruri și să se folosească de ele. Pentru că eu nu mă bazez pe YouTube. Ca profesor eu nu mă bazez pe așa ceva. Și foarte repede poate, într-un termen mult mai scurt, pentru că este o viață haotică între ceea ce muncesc și ce fac, ceva se va întâmpla pe aceste canale pentru că trebuie să ofer informație pentru a fi folosită oamenilor. Și pentru că nu mă pot împărți într-un sistem haotic. E posibil ca la unul din canale, care e posibil să fie Tarot Lovers, să renunți pe parcurs. Pentru că ceea ce vreau să vă învăț este mult mai important în viața voastră dacă, într-adevăr, vă dăruiți. Voi încerca pe cât posibil să mențin, dar, în același timp, gândiți-vă la oboseala pe care o am eu. Iar genul de comentarii ce fac de pe un canal pe celălalt, sincer, răutațile nu au ce căuta. Pentru că eu vin aici să vă ajut. Vin aici să vă fac viața mai frumoasă. Vin aici să vă fac să zâmbiți și să vă rectificați casa și pe voi înși vă, pentru că în momentul în care voi vă rugați și în momentul în care voi știți să faceți tot, aran tot aranjamentul pe vastu în casă și încercați să vă schimbați, atunci efectul planetelor va fi zero pe harta voastră, pentru că veți fi în spatele planetelor, voi vă veți face viața așa cum doriți dar asta înseamnă dedicație. Deci ceea ce aveți aici se afectează. De ce am pus aici imaginea cățelului și a pisicii? Veți întreba. Casa 6 întotdeauna are de-a face cu animalele de casă. Casa 11 are de-a face cu animalele sălbatice. Cei care veți avea o interacțiune cu lumini roșii, pentru că veți pune acum de Crăciun, cu foc pe, pe poziția respectivă. Posibil unii dintre voi, fără să vă dați seama, animalele voastre de casă să fie rănite. Cățel, pisică, pentru că sunt animalele de casă. De aceea am pus imaginea, pentru că fiecare casă reprezintă ceva. Și uitați-vă foarte bine pe ce puncte cardinale. În momentul în care venim de sărbători și avem un foc, focul respectiv, pe orice direcție ar fi, cu siguranță va avea o activitate în harta voastră, în casa voastră, în ceea ce se întâmplă de zi cu zi. Dacă este pe nord, înseamnă că ți s-au luat oportunitățile când a prins tu focul. Știți foarte bine și am repetat aici și o aveți și pe videoclipul Karma pentru fiecare planetă unde am explicat că în momentul în care aveți foc, unde aveți aragazul, este bine să puneți o cărămidă galbenă. Nu, nu luați de pe stradă, cumpărați-o. Nu o luați de la vecinul, că îi luați energia respectivă. Vrei să pui în fața focului respectiv un preș galben? Dacă îl găsești, pune-l, atenuezi. Oriunde este sistem de încălzire. Am dat-o pe webinarul care l-am avut foarte recent, pe 18 noiembrie. Vă rog să fiți atenți la detaliile pe care vi le dau. Nu vreau să revin în continuu și în continuu cu aceleași detalii din moment ce trebuie să vă țineți de ele. Vă ajută enorm dacă ați aprins lumini roșii. Lumina roșie pe harta ta, te duci și te uiți pe harta ta și vezi că lumina roșie pe care ai pus-o pe punctul respectiv, punctul cardinal respectiv, te duci să vezi unde este marte la tine în funcție de lună. Ce ți aduce ție acolo? Dacă este într adevăr casa 11 și ai finanțe și este și pe direcția respectivă, bine. Dacă nu, înseamnă că ți aduce cu totul altceva. În momentul în care <coughs> activați acel ceva, imediat le stingeți. Imediat luați lucrurile respective de acolo. Un roșu proeminent, fie că este o vază, fie că este ceva la care este foarte proeminent și vă duce, poate toată camera este de lemn, alb, și lucrul acela proeminent roșu vă atrage atenția. Uitați-vă pe ce direcție este. El este mic, dar dacă vă atrage atenția, înseamnă că are un efect pe direcția respectivă și vedeți ce efect are și pe harta voastră. Fiți foarte atenți la luminile pe care le puneți. Fiți foarte atenți dacă purtați roșu. Nu toată lumea trebuie să poarte roșu. Nu toată lumea trebuie să ia culorile respective culorile săptămânii. Poate pentru unii dintre voi nu sunt bune. Ci pur și simplu să aveți o brățarică de o, o știu eu de bumbac la mână. Repet acum și voi face poate unul mai mic, dar pentru informația fiecăruia. Luați zilele săptămânii. Luni este alb, dar un alb, un alb crem. Marți este roșu. Vineri, doamne, de ce am mers? Meu? Miercuri este, mergeam pe roșu că aveam, mă gândeam la vineri, uh, uh, Venus cu Marte când se ceartă, când e albul pur și roșu. Deci, reluăm. N-am să schimb videoclipul pentru că, sincer, nu am timp pentru așa ceva. Deci, luni, alb, alb, crem, Marți, roșu, miercuri, verde, joi, galben, vineri, alb pur sau roz, pink, sâmbătă, albastru închis sau negru, asta nu înseamnă că vă îmbrăcați toată ziua în negru sau în albastru închis, iar duminică, portocaliu. specific. Nu toată lumea are aderență la culorile respective. Întotdeauna vă uitați poziția lui Marte, pentru că sunt mai multe planete malefice decât cele bune. Nu purtați culori închise toată ziua pentru că la atrageți pe Saturn și nu vă minunați că aveți un milion de obstacole. Purtați culori deschise. Încercați să activați ceva. Cu acestea vind, sper să vă ajute la ceva. Mă repet, sub orice sistem de încălzire, chiar și microunde, fraților, puneți o hârtie galbenă de de ca să atenueze efectul microundelor, pentru că și ăla este un sistem de încălzire și este marte. Nu păstrați în casă nimic ce este stricat. Aruncați cablurile, telefoanele, tot ce este de dat afară din casă, pentru că ăla este Rahu, nodul nord. Vă provoacă foarte multe lucruri nefaste. Nu lăsați parfurile murdare în chiuvetă. ăla cel mai nefast. E simplu, nu? Am uitat, bă, pur și simplu nu am avut timp și le lăsăm acolo, le, le spălăm mâine dimineața și mâine când ți se întâmplă ceva, de ce se, ți se întâmplă oare? Unde este chiuveta aia? Pe ce direcție este? Acasă, Deci, Vă invit să veniți la vastu. Sincer, am dat foarte multe, dar foarte multe învățări pe aceste videoclipuri, cel puțin cel cu karma, nu știu câți la sută din voi l-ați vizionat, mergeți să vedeți pentru fiecare planetă pentru că aveți remedii și cei care într-adevăr sunteți interesați să vedeți cum să construiți o casă, unde pe drum să fie, care sunt pozițiile dormitoarelor, ce trebuie să știți, ce rectificări trebuie să faceți. Puteți să o veniți la cursuri. Dar nu totul se poate duce pe YouTube. Poate că nu toată lumea înțelege. Dar trebuie să înțelegeți un lucru. Fiecare lucru pe care îl învățăm, îl redăm mai departe, sub forma la care și noi, la rândul nostru, am învățat, am investit în ceva și atunci așteptăm ca cei care doresc cu adevărat să intre pe aceste cursuri, să vină să le facă și le pot folosi în toată viața lor. Aici nu veniți la webinaruri care să fie de pe o zi pe alta, să nu înțelegeți nimic și să încercați să mai veniți la un alt webinar pentru că vă invit eu. Nu. La mine veniți pentru că aveți de învățat pentru o viață întreagă. Și toți cei care ați venit, aștept să puneți un comentariu și din tot ceea ce ați învățat, să încercați pe cât posibil să vă faceți viața mai ușoară. Pentru că eu asta vreau. Să vă faceți viața mai ușoară pentru că toată lumea merită să fie fericită. Toată lumea merită să fie fericită, sănătoasă și să aibă de toate că nu putem trece peste o karmă fixă, iai înainte karmei. Mergi, făți o analiză de sânge, chiar dacă nu ți-o dorești. Donează sâmbăta la săraci. Aprinde o lampă de fier. De ce de fier? Pentru că Saturn este fier. Și în momentul în care ai pus acea lampă cu ulei de susan, întotdeauna să o faci după apusul soarelui sau cu două ore înainte de apusul soarelui, pentru că Saturn este noaptea. Nu este ziua. Uie, uleiul respectiv este ceea ce oferi tu lui Saturn, iar fitilul respectiv este corpul tău. Dacă tu te rogi, înseamnă că și spui mantra lui Saturn, cei care ați venit la mine, este imposibil să nu te ajute. Este imposibil în momentul în care te închini în fața lui să-ți mai pună obstacole. Și folosiți Hanuman Celisa peste tot. Ne reauzim, pe acest canal veți avea mult mai multe videoclipuri, cu multe lucruri interesate, dar mă aștept de la voi să încercați să luați și voi la rândul vostru atitudine în ceea ce vă redau eu. Nu pe temă de bani. Încă o dată. Vă rog să distribuiți acest videoclip pentru că cineva acolo va avea nevoie de acest tranzit și pentru că am avut o, foarte multe mesaje pe e mail cu multe lucruri nefaste care nu au fost luate în considerare. Vă iubesc pe toți și încerc să vă ajut. Atât este. Numai bine, la revedere și ne reauzim. Orice nelămurire în privința punctelor cardinale, orice ține de Seriozitatea pe care o vedeți harta respectivă o puteți așa, atașa în comentarii. Altfel, sincer, nu voi sta pentru că nu pot să citesc 300 de comentarii în momentul în care mai am și altceva de făcut. Faptul că nu pun inimioare nu înseamnă că nu le citesc, dar nu am timpul necesar pentru așa ceva. Ceea ce îmi doresc este să vă ajut. Și mă repet, și sper ca cineva acolo să facă remediile pe care le-am dat. Nu doriți să le faceți? Este liberul arbitru. Încercați, măcar încercați. Și dacă vedeți că dă rezultate, atunci puteți să încercați și alte remedii. Numai bine? La revedere! Ne auzim!